Parlamentar, având în vedere, spune dânsa, că nu sunt consultați toți specialiștii și că dacă ar fi știut acest lucru, ar fi luat din timp măsuri și n-ar fi intrat deja în dezbatere. Deci trebuie schimbată, citesc, toată filozofia codului silvic și amânată dezbaterea pe fond pentru a putea organiza o întâlnire fulger cu specialiștii din domeniul de ale căror propune nu a ținut cont pe de-a întregul. În primul rând, codul silvic a fost aprobat de către guvern ca proiect de lege. A fost semnat atât de mine cât și de către doamna ministru Rovana Plumb și de alți 13 colegi de-ai mei din guvern. A fost trimis de către guvern pentru a fi dezbătut în regim de urgență în Parlament. El a fost deja dezbătut în Comisia de Administrație și în Comisia Juridică și în Comisia de Agricultură. Am ajuns de la 1 până la 7, am stat în comisie și am dezbătut, urmând să mai avem de finalizat anexele la acest act normativ. Am consultat, deci nu văd de ce n-am putea continua dezbaterile chiar în Parlament. Aceste dezbateri trebuie, de a există Parlament, să fie realizate în cadrul Parlamentului, în cadrul comisiilor de specialitate din Parlament, în plenul Parlamentului din Senat. Toți specialiștii care mai au adus îmbunătățiri la acest cod silvic pot să o facă în cadrul dezbaterilor parlamentare. La fel, el va intra în Camera Deputaților, care este o cameră decizională. Dezbaterile parlamentare sunt necesare pe acest act normativ, însă trebuie respectată procedura parlamentară și un act normativ înaintat de către guvern în această procedură parlamentară nu poate fi retras. În al doilea rând, vreau să vă spun că din luna martie sunt în dezbateri publice cu acest act normativ, că acest act normativ a fost supus dezbaterii în cel puțin 20 de localități din întreaga țară, că am avut întâlniri inclusiv cu Academia Română, am avut întâlniri cu specialiști de la universități, cu administratori de păduri private, cu administratori de păduri ale statului, cu organizații neguvernamentale, cu primării. Și am fost în toate grupurile parlamentare, putere, opoziție, încă înainte de a depune proiectul. Am fost în comisiile reunite de agricultură, astfel încât cred că este un act normativ care a beneficiat de o largă dezbatere publică. Și atunci de unde această poziție? De ce nu știu, acum? N-am văzut declarațiile doamnei ministru, dar sunt convinsă că cei care mai vor să aducă îmbunătățire actului normativ o pot face cu siguranță în dezbaterile parlamentare, doamna, care au loc acum. Doamna ministru, mă scuzați, dacă PSD-ul ia decizia sâmbătă dimineața să amâne această dezbatere pe fond în plenul Senatului, lucrurile se vor tărăgâna și mai mult. Unde se va ajunge cu codul silvic? Că nu veți reuși atunci până la finele anului. Eu pot să vă fac doar precizarea în ceea ce privește Partidul Național Liberal. În Partidul Național Liberal s-a luat o decizie. A fost votată în unanimitate o rezoluție de susținere a acestui act normativ și a principiilor care stau la baza lui. În rest, vom vedea ce va hotărâ PSD-ul și vom vedea pașii următori. Noi suntem deciși să facem dreptate în continuare, să facem ordine în păduri, să facem o gestionare durabilă a acestor păduri și, de asemenea, suntem deciși să sprijinim folosirea resursei de lemn pentru dezvoltarea locală și pentru sprijinirea economiei și crearea de locuri de muncă. Și dacă PSD-ul nu mai susține acest proiect? Vom vedea, nu știu, eu vă spun că în mod normal noi trebuie să continuăm această bătălie, pentru că dacă nu avem un cod silvic nou care să ne permită prin măsuri administrative să luptăm împotriva distrugerii pădurilor, vom asista în continuare la furt de lemn, ceea ce în acest moment nu se mai poate tolera. Dacă PSD va decide să retragă... Nu pot să vorbesc în numele PSD-ului. Și dacă veți pierde această bătălie, doamna ministru, ați mai rămâne alături de Rovana Plumb? N-am văzut aceste declarații. Încă o dată, le vom analiza, vom vedea deciziile PSD-ului și vom merge mai departe.